Bine v-am găsit, dragi copii! Din nou vă spun la o nouă povestire biblică pe care, iată, împreună încercăm să o aducem la viață. Vă aduceți aminte că în povestirile trecute am povestit despre Iosif, despre un personaj foarte interesant din Biblie, Biblia fiind cuvântul lui Dumnezeu, da? Și iată că astăzi mergem mai departe și povestim despre ce s-a mai întâmplat în viața lui. Vă aduceți aminte că au fost experiențe și mai fericite și mai puțin fericite în viața lui Iosif, dar haideți să vedem ce se întâmplă astăzi în viața acestui personaj atât de fascinant. Hai să vedem! Da, dragi copii, dacă vă aduceți aminte din povestirile anterioare, Iosif a ajuns în Egipt și a ajuns singur, fără familia sa. Și după ce a trecut prin stadiul de sclav în casa lui Potifar, a ajuns prizonier, din păcate, într-o închisoare, după care faraon l-a descoperit ca fiind cel care interpretează visele, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, și l-a pus în marea funcție, în importanta funcție de prim-ministru al Egiptului, pentru că, după cum visase faraon, urmau niște ani foarte interesanti în Egipt. 7 ani de belșug și 7 ani de foamete. Ei bine, în acei ani de belșug, Dumnezeu i-a dat înțelepciune lui Iosif să facă provizii, să facă astfel încât țara să nu ducă lipsă de mâncare, nici măcar în cei 7 ani de foamete. Și iată că acum Iosif era prim-ministrul Egiptului. Era cel mai important om în stat imediat după faraon, care era, bineînțeles, împăratul, regele Egiptului, da? Și Iosif era prim-ministru, adică era cel mai important imediat după faraon. Și pentru că începuseră deja cei 7 ani de foamete, să știți că era foamete cam peste tot, nu doar în Egipt. În Egipt totul era în regulă, pentru că Iosif făcuse provizii, dar să știți că foametea aceasta a lovit și alte părți ale lumii. Și ce parte credeți că a lovit? A lovit exact partea Canaanului, în care era restul familiei lui Iosif, unde erau frații lui, unde erau cei care l-au vândut și care, aparent, i-au vrut răul în acele momente. Dar totuși Dumnezeu, știți voi, a schimbat tot răul înspre binele lui Iosif, pentru că Iosif nu și-a pierdut credința. Ei bine, să știți că Dumnezeu avea un plan tare interesant în acest moment al istoriei. În momentul în care în Canaan s-a făcut foamete, a venit foamete așa acolo și secetea și nu mai aveau de mâncare, cei din Canaan, adică chiar frații lui Iosif, s-au gândit, wow, și tatăl lor, Iacov, dacă vă mai aduceți aminte, Iacov îl chema, da? Tatăl lor le-a spus, uite, în Egipt este mâncare, de ce nu mergeți și voi în Egipt să cumpărați mâncare? Că uite, nu mai avem nici noi de mâncare, nu mai au nici animalele noastre de mâncare, mergeți și voi în Egipt ca să aduceți mâncare pentru noi și pentru familiile noastre și pentru vitele noastre. Ei bine, ce să vezi? Zis și făcut, frații lui Iosif, care erau mulți, mai mulți, da, erau vreo 11 la număr, dar n-au venit chiar toți în Egipt, frații lui Iosif au ascultat de tatăl lor, de Iacov, și au venit în Egipt după mâncare. Dar unde credeți voi că au ajuns în momentul când voiau să cumpere de mâncare? Unde credeți voi că au ajuns? În fața cui? Mare Dumnezeu avem, așa-i? Și planul lui Dumnezeu e măreț, 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 măreț. Au ajuns chiar în fața fratelui lor, Iosif, pe care îl vânduseră, care ajunsese sclav și toate cele, da? Doar că ei nu-l cunoșteau. El fiind acolo în Egipt, mare personaj important, era îmbrăcat în haine scumpe, probabil părul, era tuns, era aranjat, era, nu știm exact cum arăta, dar Biblia ne spune că ei nu l-au recunoscut și ei aveau impresia că sunt în fața unui conducător important din Egipt, și așa și era, dar era fratele lor. Și ce să vezi, Iosif, în schimb,
i-a recunoscut. Dar n-a vrut să se arate imediat, știți de ce? Pentru că el, atunci când s-a despărțit de ei, el îi știa ca fiind răutăcioși, geloși, invidioși, nu? Că de aceea s-a ajuns să-l vândă și să scape de el, că nu-i plăceau de el, că lui Iacov, tatălui lor, îi plăcea tare mult de el, îl iubea pe el mai mult, da? Și îl favoriza oarecum. Și atunci frații lui au ajuns să-l urască și să nu-l iubească. Ei bine, Iosif voia să vadă, s-a schimbat ceva la frații mei sau sunt tot la fel de răutăcioși și de geloși și de invidioși pe mine? Așa că, în prima fază, dragi copii, nu le-a spus cine este. În schimb, și ce a făcut? I-a acuzat. Aha, uite câți ați venit voi la mine în țară. De unde veniți voi? Din Canaan. A, voi ați venit ca și spioni, ca și iscoade, ca să vedeți ce se întâmplă aici, la mine în țară. Și Iosif avea un plan ca să-i testeze, să vadă dacă inima lor s-a schimbat sau nu. Și dacă vreți să citiți toată această poveste din Biblie, ea se găsește în Geneza, în capitolul din 42 până în 47 cu 12. Adică pe multe capitole se întinde povestea asta, dar e foarte interesant modul în care Iosif s-a gândit să-i testeze. Și în prima fază le-a spus, uite, știi ce? Mi-a zis că aveți un frate mai mic acasă, mergeți și aduceți-mi pe fratele vostru mai mic, a zis că aveți și un tată bolnav și bătrân, mergeți și aduceți și până una alta, unul dintre voi va rămâne la închisoare. Ei s-au speriat, n-au știut ce se întâmplă. Pe urmă, când au plecat, le-a dat grâne, dar când au plecat pe drum și-au dat seama că de fapt în sacii lor cu grâne erau banii puși înapoi, adică nu le acceptaseră banii, nu le acceptase banii pe grâne, le-a pus banii înapoi și ei s-au speriat că nu știau ce se întâmplă, ce vrea conducătorul ăsta din Egipt cu noi, uite banii aici înapoi. Pe urmă, în a doua fază, când l-au adus și pe Beniamin, pe cel mai mic, ca să îi testeze, să vadă Iosif că nu mințeau, că vorbeau, că spuneau adevărul, Iosif a pus în sacul lui cupa lui de aur, cupa lui prețioasă și pe urmă i-au urmărit și toate cele. Ideea este că frații mai mari încercau mereu să-l protejeze pe tata, să nu se îmbolnăvească, să-l protejeze pe cel mic. Și frații lui Iosif se schimbaseră într-adevăr. Iosif a văzut că acum frații lui îndrăgesc familia, sunt plini de inimă, sunt plini de dragoste pentru tatăl lor, pentru fratele lor și într-adevăr se schimbaseră. Așa că într-un final, li s-a descoperit și le-a spus, uite, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a întors tot răul spre bine. Și uite, sunt fratele vostru, o să am grijă de voi. Ei s-au bucurat, vă dați seama, aveau impresia că, wow, acum o să ne pedepsească pe toți, ce o să ne facă? Nu, dimpotrivă, Iosif îi iubea așa de mult și s-a bucurat atât de mult că i-a revăzut, încât le-a spus, știți ce? Voi ar trebui să veniți cu toți în Egipt, cu toată familia, cu tatăl meu, cu Iacov mai trăiește? Wow, ce s-a bucurat când a auzit că Iacov mai trăiește, bătrânul Iacov, da? Voi o să veniți cu toții în Egipt pentru că aici este mâncare și eu o să am grijă de voi. Și să știți că faraon, care îl iubea foarte mult pe Iosif, îl îndrăgea pentru că era un slujitor de cinste și era înțelept și l-a ajutat cu toate cele, da? Cu proviziile, cu toate, le-a dat care și căruțe ca să vină cu toată familia, că erau mulți. Știți ce mulți erau deja în familia lui Iacov? Știți câte persoane au ajuns în Egipt? 66 de suflete, ne spune Biblia. Și versetul cheie de astăzi, pe care o să-l avem pentru lecția de astăzi, se află în Geneza 46 cu 3b, unde se spune, Dumnezeu îi spune lui Iacov, nu te teme să cobori în Egipt, du-te în Egipt pentru că acolo te voi face să ajungi un neam mare. Da, deci Dumnezeu îl încurajează pe Iacov să meargă, bine, erau multe persoane aici, da, v-am spus, 66 de persoane au ajuns din Canaan în Egipt, din neamul lui Iacov și al lui Iosif implicit, da, dar știți că câți ani avea Iacov? Iacov avea 130 de ani când a ajuns în Egipt și toată familia lor s-a dus în Egipt și a fost bucurie mare când au ajuns acolo. Și ce să vezi, când au ajuns în fața lui Faraon, care era împăratul Egiptului, împăratul cel mare al Egiptului, și el s-a bucurat să-i vadă
și să vadă pe familia lui Iosif, da? Și a chemat la el ca să vadă unde o să-i pună să locuiască. Și când a auzit că ei se ocupă, Iosif le-a spus să-i spuneți la faraon că voi vă ocupați de creșterea vitelor, a oilor și faraon vă va da un ținut, un ținut care să vi se potrivească vouă. Și ce credeți? A venit în fața lui faraon Iacov, da, ca să vorbească și cu frații lui și i-au spus umil și suntem slujitorii tăi, faraonule, dă-ne și nouă un loc unde să stăm și noi o să ne ocupăm în continuare, de ce știm noi mai bine, de creșterea vitelor, de... Și atunci faraon a spus, uite, am un ținut foarte bun pentru voi, se numește Gosen, o să mai auziți numele ăsta în povestirile următoare, și acolo o să stați voi. Și știți ce? Dacă vă pricepeți așa de bine la crescutul vitelor și a oilor și așa, atunci o să aveți grijă și de ale mele, bine? Și astfel faraon s-a bucurat că Iosif și-a reîntregit familia, toți erau acum în Egipt și puteau să fie împreună cu el. Ei, vedeți, dragi copii, ce învățăm noi astăzi? Pentru noi, Dumnezeu poartă de grijă la toate lucrurile și Dumnezeu are un plan bun, bun și foarte bun pentru fiecare dintre noi. Trebuie să ne încredem în el, să știm că el ne iubește și ne poartă de grijă de la început până la sfârșitul vieții noastre. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine și vă aștept data viitoare ca să continuăm povestirea despre Iosif și toată familia sa. La revedere! Thank you.